Salut, sărut bună, bună seara! Păi bineînțeles, ne aflăm la Sibiu, la premiile MMA, alături de Kiss FM, Kiss TV și toți cei mai mari actori din România, cei mai mari cântăreți, printre care și eu și Puștu, de fapt nu, cel mai mare! În această seară am venit pentru a vorbi cu toți cei pe care ne-ați ascultat și vedeți la radio și la TV, pentru a da un premiu și pentru... Acolo aștept fete! Smiley! Salut, maestre! Ce, ce contrast! Frate? Uite ce contrast! Cel mai frumos bărbat după mine, da, în această normal. Seară cu o moacă de spaniol, cu o pălărie, ceva sărbat. Da, da, ceva... Ce faci, frate? Sunt pe drumuri, dar uite că... Nu mai e casă! Nu, am deci casă! Poate găsiți pe cineva amărât care să le ia acasă pentru că nu mai are casă. Bun. Abia aștept să ajung acasă, gen. Da, și noi la fel. Da. Diseară cu cine dormi? Diseară cânt cu Alex Velea pe scenă. Cu cine dormi? Cu cine dorm încă nu știu, nu m-am programat, dar văd. Am o brunetă, Give me five. What's your name? Fady. Fady. Domnul Fady are un super hit în România. What's your name, the song? For Romania country, usually I like to bury force can light. You know? What? Hey, what? I'm sorry. What? You have to slow down for me. I've been, you know... We're talking... You speak English? Yes, I comprehend. Yeah, I comprehend. We're talking about the world, is Australia, the people, yes. The screen. Well, the terror, you know, yes. Most level for you. Angry, I don't know. Really? I'm really trying right now. I'm so sorry. Okay. Give me five. It was nice meeting you, man. Yeah, bye-bye. Thank you. Thank you. Spune că este foarte ok și foarte hotărât să rămână în România. Nu pot să cred, să rămână! Să rămână! Vreau să o pup pe mami, să-i mulțumesc mult, pentru că acum 7 ani când am cunoscut-o, dar ce mare te-ai făcut! Știi ce mă bucur? Că nu semeni deloc cu mine. Stai că... Stai că mi-a intrat o sală în gură. Maestre, tu cine ești? Salut! Eu sunt Emil Regle, coregraful Corinei. Mamă! Dar cine, așa, cine ți-a venit cu ideea asta? Ți-ai făcut-o pe comandă? Eu. Nu, am comandat-o de pe un site. E din argint? Nu, s-ar putea să fie din argint. Eu am așa ceva, dar nu pe cap. Da, pe ce? Pe fund. La revedere. Seara bună! Iată că se înfiripă ceva. Nu știu dacă Vlad a aflat, dar Fințescu, ce cauți lângă Giulia? Giulia, ce cauți lângă Fințescu? Fericirea, mă. Dezbrăcatul, ce cauți lângă ei? Adevărat, ce cauți? Zim ce faci, fată. Mulțumesc, bine, am venit să prestez frumos noul meu single. Cum My Life. Cum să prestez frumos cu așa vestimentație la așa frig? Nu simt nimic. Am băut un suc. Așa, bebelușele unde le-ai? Se pregătesc. Unde? Aici, în backstage. Păi hai că mergem să le vedem că se desfracă. Vă pup, la revedere. Hai, pa. Tu? Da. Și el aici, mă. Pa, aici, eu. Puneți, bă, mâna și faceți, bă. Cum să pun, mama, că e măritată, mă. Iubiți-vă, bă, iubiți-vă. Haide, băiete, dă-i bătaie. Ce faci, frate? Un costum este extraordinar. E extraordinar. Este pentru prima oară când... Vă filmăm și îți iau interviu. Da. Când aveți de gând să veniți la Cronică să cântați live? Cântăm mâine. Mâine? Da. Cu plăcere, dar nu avem posibilitate. De ce? Dar mai venim pe la voi. Dar de ce nu vreți să vin? Așa e viața omului. Cum? Scump? Tot e scump acum. Dă-mi și mie banii pe poză. Știm. Da, dă e-mail-ul și eu trimit. Nu, banii, dăm banii pe ea. A, banii? Nu am banii cu mine. Când? Cântă-mi ceva! În codru verde nu se mai pierde, nu se mai vede urmă de cal. Pe la izvoare nu mai apare umbră călarea vrea unui haiduc. Stai că ai cântat prea mult, acum. Stai, nu. Pe acum trebuie să-ți dai o diferență, rest. Mersi. Euro. Cel mai frumos chip îl are Elena Gheorghe, cea care în această seară va lansa o piesă nouă, se numește Până dimineața. Ia, acum ce face? Vorbește cu bărbatul și spune versurile, că încă n-am învățat textul. Vorbesc. Alo? A, eu încerc să dau de o... Ce faci, domnule, mă pup? Stai un pic să te arăt eu pupat.
Ah, am vrut să-ți las o amprentă, dar nu prea. Lasă că e ruși de la Waterford, da. Ala... Zi-mi ceva, ești ok? Foarte ok, abia așteptăm să intrăm pe scenă, suntem plini de energie. Știi cum e înainte? N-ai stare, vrei să cânti, să fie party, să se simtă toată lumea bine? Trebuie să-ți arăt un secret, vrei? Mm-hmm. Dar fii atent. 1, 2, 3 și... Mamă, ce... Gata, gata, dar doar tu știi. Pa, pa. Vezi la nimeni. Pa! Meraba, Andreea, NASS! Bună seara, bună seara! Tamam, tamam, să rămână! Am întrebat-o în turcă, ce face, e bine, să rămână! Zi-mi și mie, de ce ai spus la un moment dat că ai fost fraier, că te-ai operat? Ce s-a întâmplat, sincer? A, nu s-a întâmplat nimic, aia mi-a găsut! Asta vreau să spun. Nu, serios. Nu, sunt păreri și păreri. Din partea austriecilor sau din partea? Nu, din partea românilor noștri, care sunt mai deștepți câteodată decât austriecii. Da, să nu dați asta pe post. Nu. Asta să taie. Nu, unii spun că n-ar fi trebuit. Că se închidea nu știu ce și se făcea nu știu cum și nu mai erau niciun pericol. Mi-a venit mie așa, da, dacă mie mi-a venit. Înțelegeți-mă, oamenii buni. Dar după operația asta, celelalte funcții vitale... Da, nu mai pot să-mi controlez mâna stângă, înțelegi? Măi, scuzați, nu știu ce să fac, nu mai pot să controlez mâna asta. Dar în rest, mâna dreaptă merge. 1, 2, 3 și... Chiar acum mi-a dat Mark Zuckerberg bip. E ofticat de ce frumos e aici. Așadar, ladies and gentlemen, Chisipu Sibiu. Mai dă-te în dragostea mea. Conecta! Înainte de toate, îți mulțumim. Eu trebuie să ne iau la revedere.